numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul. Acum se spune oricui, chiar celui ce nu vrea să-i spune, căci Domnul va veni în curând din cerul de la Tatăl Sfânt. Atunci tot ochiul va vedea când va începe judecata. Va coborî din cer pe noi să fie drept judecător. Acum e vremea harului, când se mai iartă oricui, când vremea s-a fi sfârșit, amar de cel nepocăit. Dacă cei drepți abia vor sta când va începe judecata, cei păcătoși unde au fugit de amâniei sale zile? O, Doamne, Tată, viața mea, ajută-mi să fac voia Ta. Ca Tu, iubitul mă, Tuitor, să-mi poți și bun judecător. Veniți, fraților, cu toții la Iisus cel Blând, căci va veni ceasul morții și atunci veți pleca cu toți. Veți pleca curând și înaintea lui oricare, de va fi bogat sau mare, va fi praf din drum. Cel ce înjure și hulește nu va mai huli, prins de moarte, fără veste, o în clipele acestea. Cum s-ar pocăi? Însă Domnul le va spune, totul e pustiu. Ceasul a început să sune, iată soarele apune, azi e prea târziu. Frate, sol, care nu te-ai întors, azi e clipa ta. Să te întorci acum în pripă, sub ta Domnului aripă, a te bucura. Amin. Thank you.